Suntem la 50 de zile după praznicul Învierii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. La 10 zile după înălțarea sa la ceruri și astăzi ne aflăm la într-un alt mare praznic împărătesc, acela al Pogorârii Sfântului Duh. Cine este Sfântul Duh? Întrebarea corectă este cine este, nu ce este Sfântul Duh. Sfântul Duh este a treia persoană a Sfintei Treimi. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt sau Sfântul Duh. Cine l-a trimis pe pământ, în lume, pe Sfântul Duh? Tatăl. Cine a promis acest lucru? Fiul. Când? În cuvântul de despărțire adresat apostolilor și ucenicilor săi înainte de înălțarea sa la ceruri, când el a spus, iată, eu mă sui la ceruri și de acolo Tatăl împreună cu mine vă vom trimite vouă mângâietor, alt mângâietor, care va rămâne pururea cu voi până la sfârșitul veacurilor. De ce l-a trimis? Pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, pentru sfințirea, desăvârșirea, îndumnezeirea și mântuirea noastră. De aceea mâine prăznuim întreaga Sfântă Treime, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, pentru că toți trei la un loc sunt unul și același Dumnezeu, cel veșnic, prea înalt și adevărat. Și astăzi noi am venit să aniversăm ziua Bisericii, fiindcă astăzi a luat ființă în mod văzut Biserica. Atunci când, după cuvântul plin de curaj și de bărbăția Sfântului Apostol Pavel, rostit de el, după pogorârea Sfântului Duh asupra ucenicilor ce se aflau la Ierusalim, în chip de limbi de foc, se convertesc și se botează ca la 3000 de oameni, luând astfel ființă, cum spuneam, în mod vizibil sau văzut biserica. Și astăzi noi am venit la ziua bisericii, adică la ziua noastră, a tuturor celor care suntem biserica sau facem parte din biserică sau mai suntem cu adevărat fiii bisericii. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ați luat aminte cu toți în Sfânta Evanghelie, a spus la un moment dat așa: cel ce va crede în mine, în acela izvor de râuri vor curge și acela va fi binecuvântat de Tatăl. Și viață veșnică va avea și nu va mai muri în viață, cel ce crede în mine. Și apoi a mai spus la un moment dat: eu mă duc la Tatăl să mă proslăvesc împreună cu El, căci El este în mine și eu sunt în Tatăl. Și mângâietor vă vom trimite, vă voi trimite vouă pe Duhul Sfânt care de la Tatăl purcede. Și apoi ne mai spune: cel ce vine după mine, cel ce mă urmează pe mine, acela nu va umbla într-un tuneric, ci lumină va avea și de această lumină se va învrednici. Cu ea înveșnicindu-se în împărăția cea cerească și veșnică a Preasfintei Treime, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Unul ca acela, spune Hristos, nu va mai umbla niciodată în întuneric, ci lumină va avea. Duhul Sfânt, izvorul harului și al darului peste noi oameni, peste mediul înconjurător, peste toate făpturile și creațiile ori creaturile lui Dumnezeu, ce se manifestă ca un izvor din care curg apoi multe râuri line, în Sfintele slujbe, în cele 7 Sfinte Taine ale Bisericii, în Sfintele Ierurgii ale Bisericii și mai ales în chip plenar, în mod rotund și desăvârșit în Sfânta și în Dumnezeiasca Liturghie, unde preotul slujitor îi spune, se adresează lui Dumnezeu în momentul epiclezii, trimite nouă Duhul Tău preasfânt și fă adică pâinea aceasta cinstit trupul Tău, iar ce este în potirul acesta scump sângele Tău, prefăcându-le pe ele în numele Tău cel sfânt. Amin, amin, amin. Acum, astăzi, venim, căci Hristos, Dumnezeu, ne-a promis nouă un alt mângâietor. Mângâietor care ne ajută pe noi.